Producătorii agricoli vor primi în acest an subvenții din partea statului în valoare de 250 de milioane de lei. Guvernul a aprobat modul în care vor fi repartizate mijloacele Fondului de Subvenționare a Agricultorilor. În cadrul ședinței executivului, premierul Vlad Filat i-a cerut ministrului Agriculturii să urgenteze procedura de acordare a ajutoarelor pentru fermieri. Alocările la timp și vă mișcați foarte rapid, domnul Bumacov, ca oamenii să-și primească banii. Domnul prim-ministru, vreau să spun că viteza care a fost prezentat acest regulament este de 3 ori mai mare ca în anii precedenți, deci vom continua și mai departe cu așa timpuri cum au fost făcute. La jumătate de an, cum să spun, viteza a fost mare la lucrările în timp și fără multă birocrație în acest sens, ca oamenii să-și primească bani. Vine perioada importantă în agricultură, gătirea către primele recoltări. Potrivit ministrului Agriculturii, Vasile Bumacov, cererile de sprijin financiar din 2009-2010, care nu au fost achitate din lipsa resurselor financiare, vor fi satisfăcute din contul de subvenționare pentru 2011. De aceea, ministrul crede că vor mai fi alocați bani în fondul de subvenționare a agricultorilor la rectificarea bugetului de stat pentru anul curent. Suntem siguri că la rectificarea bugetului acest fond va fi completat. Noi am vorbit de mai multe ori, am fost asigurați că acest lucru se va întâmpla. Pentru noi este important acum ca regulamentul să funcționeze. În primul rând vom da datoriile. Din momentul când hotărârea de guvern care a fost aprobată astăzi va fi publicată, Agenția de Plăți de Intervenție și Plăți în Agricultură va începe divorsarea banilor. Însă, dincolo de aceste subvenții care sunt alocate în agricultură, condițiile pe care le-am asigurat până în prezent, le vom asigura în continuare, creează acele condiții necesare pentru ca în agricultură să cunoaștem creștere. Datoriile care sunt la ora actuală au rădăcină nu anul trecut, au rădăcină anul 2009. Fondul de subvenții va fi repartizat producătorilor agricoli pentru 11 tipuri de activitate. Printre domeniile subvenționate de stat se numără stimularea investițiilor pentru procurarea utilajului agricol și renovarea tehnologică a fermelor, dezvoltarea agriculturii ecologice, înființarea plantațiilor multianuale, dar și stimularea asigurării riscurilor de producție în agricultură. Pentru a dispune de subvenții din partea statului, fermierii trebuie să depună o cerere la Agenția pentru Plăți și Subvenții în Agricultură.